Salut, bă, șacalilor! Nu, nu postez reacții, dar ce faceți? Bă, deci de la ultima reacție, deci efectiv m-ați înnebunit, frate. Ultima reacție a făcut undeva la jumătate de milion de vizualizări, deci nu vine să cred cum asta înseamnă să postez o reacție, știi? M-ați rupt, eu orice aș posta vreți reacții, numai că eu nu pot să postez acum reacții, fiindcă nu sunt în România, sunt în Franța în vacanță. Și uite, așa pot să leg story time-ul de azi, așa că fiți atenți. Pentru că nu pot să postez mult pe YouTube și postez pe Instagram, deci fiți cu mine, brotherilor, mai ales că n-am net ăștia de la Digi, bă, să vă ia pe caraval, bă, cu, să moară fata mea Bogdana, sunteți ultimii bulangii, bă. Băi, voi și un peisaj, dau să fac o poză, dau să o aplodez, dar n-am, de unde să am dacă bulangii n-activează roaming-ul, de unde, că am sunat, dar sun la România și răspunde la din Italia, știi, dar vă rog, nu mai sunați la Digi Italia, vă rog eu frumos. Mâine se împlinesc 2 săptămâni de când am plecat din România, adică o să fie azi pentru voi când pun clipul, da, joi. Vă dau un sfat, vă recomand, deci cu toată inima vă zic, luați-vă bilete de avion, că nu e bine, eu am mers 4-5 de ore cu autocarul și nu mai pom, eu pleznicam. O să trec direct la subiect, o să vă zic așa o leacă cum ce s-a întâmplat în autocar timp de 2 zile. Am luat microbuzul până la Brașov, frate, mi era 3 dimineața, nu știu, dormeam în picioare, n-aveam niciun chef, deci undeva, deci hai să vă zic, eu din 45 de ore, cred că undeva la 37 le-am dormit, da. A fost adevărat aventură de la oameni care sforeau, erau unul în capăt autocar, eu eram în celălalt capăt, omul ca ți-ar sforea și fii atent, mi-am dus să-mi pus telefonul la încărcat, da, acolo în față. Și am trecut pe lângă el, l-am rașchetat și fii atent, îmi dau ochelarii jos ca să vedeți cum e, am trecut pe lângă el, el dormea, știi, avea ochii deschiși, eu l-am înțeles și, bă, și la un moment dat, pur și simplu făcea așa. M-am speriat, bă, se uita așa la mine, mâncația și dormea, bă, și am zis, îmi cer scuze, sorry, chiar că se, sorry, eu știu ce era morțului, român, francez, n-am morțului. Da, el dormea, bă, dormeam cu ochii deschiși, dar nu că dormea, era prin Narnia, bă, nu știu ce morțului. Era o franțuzaică, frate, și s-a dus să facă pișul, știi, în autocar, știi? Dar dacă vrei să faci pișul în autocar, trebuia să te duci la șofer, să le zici să activeze nu știu ce porcărie, ca să poți să evacuare, să faci tu piș. A, fi franțuzoi că nu o înțelegi, știi? Se vorbea și engleză, vorbea foarte bine engleză, deci vorbea franceza și engleză. În schimb, șoferul autocarului, mâncați că vorbea un pic de română, un pic de engleză și foarte puțin franceză și un pic de italiană. A dus tipa aia la baie, a făcut pișul și la un moment dat a venit, bă, la un moment mirosea iurea, frate, a pișulică, da, a pișulică rău, știi? Bă, și se duce șoferul să vadă, mă, ce era acolo, bă, era numai pipi de franțuzoaică, bă, și-o zic, madame, bă, dar tu nu vezi aici, chiesc că se te piși așa la mea aici, la chiesc că se veceu și țipa aia, aia zicea acolo, fuck you, merde, nu știu cum, se înjura, bă, zicea pe română, bă, dar tu ești proastă, zicea, le catre, bă, le tu zeu, și bă, se înjurau în limbă, bă, râdeau și italienii, că se înjurau în două limbi, dar nu înțelegeau, dar râdeau și ei mâncați. Cam asta a fost peripeția mea pe autocar, să nu luați-vă bilete de autocar și acum să trec cum s-a întâmplat cu camera și de ce să nu luați niciodată de pe Olic. Căutam o cameră, știi, eu trebuia să plec în Franța și căutam o cameră. Nu aveam bani, deci nu aveam bani să-mi iau una nouă și nu, nici nu mi-aș fi luat un Canon 650 de nou, pentru că nu mai merită, nu se mai fabrică așa ceva, e bună, într-adevăr, îmi place foarte mult camera, dar nu mi-aș fi luat. Eu cum filmam cu aparatul colegii mele care era și Canon 650D, da, eu o trebuie să plece și l-am dat eu, am rămas fără cameră. Bă, dă-i și caută și hai să zic, bă, poate mă mai ajuta un pic din YouTube, dar n-am putut să mă ajut pentru că eu 2 luni am stat pe margine, știi? Adică și la în momentul de față eu nu sunt semnat cu nimeni, deci practic nu primeam niciun ban. Da, făcusem o leacă de bănuți, cred că făcusem bani de o cameră tot așa, numai că dacă aveam și bani din YouTube, da, îmi luam ceva mai bun, numai că nu am avut pentru că am stat pe margine, că aia e, dă-te afară, n-ai cu cine, n-ai faci bani. Da, frate, mi-am uit pe OLX și văd o cameră, așa, un Canon 650D, văd cât am văzut, 12 milioane. Am zis, bă, da, uite, arăta în regulă, arăta foarte bine, da, și o contactez, da, o contactez pe tipa. Da, frate, mi-și stai că mă și pe mesaje, aici am mesajele, aici tipa e ultima bulangioaică, eu pot să fiu ultimul țăran, dar am să încerc să nu fiu. Eu trebuia să plec pe 16, am vorbit cu câteva zile, cu vreo 5 zile și am zis, uite, salut, sunt interesat de apărat, crezi că putem, o să vă pun și screenshot dacă e. Am răspunde, nu știu cum, vorbim, am întrebat dacă are husă, au zis că n-are husă și mi-a zis așa, că a stat mult timp în dulat, nu l-am folosit, eram amatoare, nu l-am folosit, deci o stat. Am zis, bă, bun, deci dacă o stat, e bun. Că tu, amatoare, dacă n-ai folosit aparatul, l-aș drag cu un dulap. Da, așa am crezut eu, deci eu de asta l-am luat. Am zis, băi, băiatule, nu l-o folosit, înseamnă că nu i-a făcut prea multe, n-are cadre multe trase, înseamnă că e bun, știi, că nu a apucat să-l folosească. Da, frate, morții, și mai vorbesc cu ea, îi zic să mi-l trimită, ea era duminică atunci, au zis că ajunge acasă, îl pune luni. Îi dau un mesaj, nu l-ai pus. Știi, nu l-am pus, am avut accident de mașină. Dau mesaj, trebuia să plec joi, am zis, puneți-l marți, da, îl pun marți, ai, n-am apucat să-l pun, cum n-am apucat, nu, n-am apucat să-l pun. Miercuri eram, vă rog eu, puneți-l miercuri, o leacă, vă rog eu, am nevoie de el,
vi-l cumpăr? Cine dracu vi-l mai cumpăr așa deodată? Că nu mai faci numai niciun ban pe ăsta, bă, nebun. Așa, rămăsesem că am rugat-o să o spună miercuri, a zis, a, nu o pus-o nici miercuri, nu știu cum. Bă, și joi trebuia să plec, gen joi dimineața, la 2 dimineața am plecat, știi, seara, știi, deci aveam toată joia liberă. Și am zis, frate meu, pune-te, rog, joi, dar pune-o mâncația și fondul tău, că ți-o iau, nu ți-o ia nimeni în halul, deci nu se mai roagă nimeni de tine să-i trimiți camera, eu am nevoie urgent. Da, ți-o pun, băi, cum, băi, a, stai, dar nu pot să ți-o pun mâncația și că, păi, dar ce, dacă n-ajunge curierul, eu ce fac, ce, unde mi-ajunge camera? Eu plătesc transportul și ce? Bă, și atunci mi-am dat seama asta, ori are 60 de ani, ori e proastă în cap, dar proastă de-a drept. Adică am zis, băi, frate meu, 5 zile dacă am vorbit cu tine, am zis, ești, bă, proastă în cap, ești cum vrei. Mă rog, i-am lăsat adresa, i-am lăsat tot ce ai vrut tu, stai să mă uit aici pe mesaje. Practic m-am lăchit, m-am lăchit pe ceva ce am dat bani și să vezi ce urmează. Eu întrebam frumos, îi băgam structuri metaforice, băgam epitete, băgam ce vrei tu, ce vrei tu, ziceam frumos, bă, zici că eram la subiectul 3, la română, ești nebun la bac. Mă rog, frate meu, și zic, fii atentă, frate meu, aia era din Brașov, eu trebuia să iau autocarul din Brașov și zic, fii atentă, tu cum te duci la muncă, nu știu câți ani ai tu, ne vedem așa, eu vin la tine în Brașov, tu vii acolo în autocar, îmi dai camera, îți dau bani, aia ești, eu trebuie să plec, da? Da, bun, perfect, nu știu cum, ți-o aduc cu aia, cu aia, cu aia, nu, frate, mi-a adus cu cutie, cu ce vrei tu, cu mare, ia numai adu-mi. Bă, zici și făcut, eu am zis că, hai, Johnule, în sfârșit am prins, Doamne ajută, în sfârșit am cu cine vorbi, e un pic așa, dar asta e, frate meu. O văd, vine, mi-aduce camera, bă, la prima, uite, stai cu am aici, asta e camera, da, bă, uite, arată bine, da, arată bine, așa am văzut-o, bine, nu, n-am văzut așa mâncația și de ce, pe internet arată, de ce, radio jegoșime, mâncația și fundul tău, și nu curățat-o, cum o stat aia în dulap, eu nu știu cum o stat aia în dulap, dar mă rog, am curățat-o, eu arăta bine, i-am făcut câteva teste, eu aveam 5 minute, 5-7, maxim 10, dar n-am avut 10 minute la dispoziție, să verific camera când pleca autocarul, dar spre Franța. Bă, mă uit așa, mă uit o leacă să văd, am zis, bă, parcă obiectivul e bun, dar am făcut niște cam, am uitat pe cadre, așa, m-am uitat să văd dacă e ok. N-avea cardul, dar am întrebat-o, cardul merge, eu n-aveam cardul la mine, dacă mă mai duceam până în autocar să-mi caut cardul meu unde era, deci îmi pleca autocarul, nu mai luam nici camera. Da, merge bine, nu știu cum, bine, n-am făcut nicio poză, am făcut așa, se mișca ok, am dat aici pe filmare, știi? Și am văzut că se merge un pic în lac și am întrebat, dar chestia asta e de la filmare, se vede în lac doar aici sau și pe calculator? Nu, deci nu se vede. Eu am filmat la o nuntă și deci se vede foarte bine, se vede foarte bine, eu n-am folosit-o mult. Bine, frate meu, mergem pe încredere. Am întrebat, am văzut că e ok, era mai așa, nu am apucat să o verific mult, asta îi zic și am luat-o, am plecat. I-am dat banii 11 milioane cât i-am dat pe ea, trebuie să recunosc. Dar am făcut, da, că am fost proști, ce românul caută, de român sunt, ce vrei. Așa, frate meu, și pe drum n-am testat-o deloc, că n-am avut cum, eram în autocar, nu puteam să-mi scot cardul ăla, nu știu ce, mă rog, și ajung în Franța. Da, mamă, și eu în primele zi din Franța am fost în Montpellier, n-am avut cum să filmez prea multe chestii, am ajuns rupt efectiv, nici nu m-am mai gândit la cameră și abia după câteva zile după ce am ajuns în Franța, am zis, bă, hai să mă uit pe ea. Tipa, da, stai să precizez. Tipa mi-a zis atunci când m-am întâlnit cu ea, deci dacă este vreo problemă, vă rog să mă sunați, vorbim la telefon, dacă e ceva, am zis, dacă e ceva, pot să vă trimit. Da, mi-o trimiteți înapoi, Doamne ajută. Cum Doamne iartă-mă, dar suntem oameni, suntem vorbim la telefon. Băi, și când dau, frate meu, să încerc și eu, hai, hai să văd și eu cum e. Da, cu mai mult timp, am luat-o de tare. În primul rând, frate meu, bag cardul. Știi, bă, văd că nu merge, eroare de card. Bă, îl formatez pe calculator, îl formatez pe camera asta, îl formatez pe altă cameră, nu merge cardul. Bargar card, nu merge alt card. Păi ce am făcut, frate meu? Stai un pic să mai testăm. După, frate meu, ce să fac? Hai un pic să văd un pic care e treaba, știi? La un moment dat dau să văd cu obiectivul, știi? Bă, și l-am dat, fii atent, aici stai să vezi că se blochează. Uite, aici se blochează, mă înțelegi? De ce stai blocat? Ești nebun, aici merge prea lent și aici e blocat. Bă, eu n-am pățit asta. Deci eu când l-am testat foarte repede, pe grabă și am zis, bă, e ok, dar uite, la aici se blochează, știi? Bine, două până acum. După stau la un moment dat, știi, și ce frate meu, dar unde ți-e cauciucul ăsta? Bă, și mă lipsește cauciucul ăsta. Băi, mâncați așa, dar l-ai luat, era din 11 milioane, nu puteai să rog un 50 de bani, nu puteai să-l lași aici, ce mama n-ai. Bine, frate meu, după care dau să mă uit în obiectiv. Bă, văd că se vede blurat aici, ești nebun la cap cu mama naibii, că ce asta? Deci asta mi-l-a, nu știu cum a făcut ea, că mi-l-a dus la testare să vadă bine. Băi, după două zile nu mai merge, bă, nimic din el. Cum, mă, dracu, bă? Nu, frate meu, bun, am încercat, eu am văzut că n-am nicio șansă cu el, am zis, bă, e ok. După când am desfăcut înăuntru mâncația și deci eu n-am văzut acolo, zici să-mi trag, pană, zici că a fost de bătălia de la rovine acolo ce era, deci mă jur pe viața mea. Da, mă rog, dar acum mi se termină și bateria, în orice caz, i-am fi atent, i-am dat aici mesajul, i-am arătat că nu știu ce și asta să le pot dat efectiv, deci nici nu m-a interesat, stai să dau telefonul pe mine, nici nu m-a interesat. Deci puteți să mai dați un pic din bani înapoi, vreo 2-3 milioane, ca să pot să repar, că nu mi l-ați dat stricat, doar de ce era să fac? A, da, dacă nu vă pricepe, de ce l-ați luat, că nu știu ce și am zis, băi, mă, cuciuș, dar după ce l-a,
când era, deci când l-am cumpărat, era mâncația, deci că era îngerul meu păzitor, la ce frumos îmi vorbea și acum am zis așa și după mi-a dat și simț. Și am zis, sper că nu rămâneți la simț pentru că asta nu caracterizează o persoană adultă, zic eu, știi? Și proasta mi-a mai dat încă o dată simț, i-a mai dat un mesaj normal. Proasta au crezut că o ameninț, că n-am cum să-i zic altceva și după așa au făcut. Multă sănătate, o zi frumoasă. Am zis, asta e proastă în cap și aici chiar m-am ofticat pentru că e ultima bulangioaică, știi? Ea de fapt o zi, că mi-a zis, când a venit vorba de car, v-am zis să mergeți să aduceți din autocar să verificați tot. Păi cum morți, mă, timă, că eu în 7 minute plec la 2500 de kilometri și tu vrei să mi-aduc aici tarava să mi-o să-ți verific tot. Mă rog, și după aia am zis, frate meu, dacă venea, dacă îmi venea prin colet și eu am mai luat și pot să până îți vine curierul ăla, dacă mai are ceva de dat prin orașul tău, tu ai voie să verifici până îți vine ăla, știi? Mă rog, și am zis asta, mulțumesc pentru timpul acordat, să-l stăpâniți sănătos și gata, mi-a zis, știi, bine, frate meu. Eu i-am mai scris un mesaj, nu știu dacă se vede că mai filmez cu o cameră veche, nici nu pot să-i întorc cadrul ăla, nici nu știu, mă rog, dar ea mi-a dat sim de 5 zile, asta e mort. Deci a fost ultima bulangioaică, o fată grăsuță care ce mânca, ești nebun, dar s-o rupt pentru 11 milioane și e aiurea rău, știi, aiurea rău când dai, băi, dacă știi că dai un lucru prost, nu mai da. Adică eu când mă grăbeam, îți dai seama că am crezut că așa, eu l-am verificat, dar când ajung mâncați aș 2 zile, așa, uite, gata, s-o rupt filmul pe aparat, s-o rupt. În orice caz, cred că am ajuns și la sfârșit, deja mi s-a dus cheful, dai seama, cu starea asta, mai aici, am îndit mai aparatul și nu merge și asta, se închideze, dar mi s-a dus tare. În orice caz, voi să nu faceți așa, frate, mie să nu cumpărați de pe Olex niciodată, mai bine strângeți niște bani. Bine, eu n-am avut că eu eram pe grabă, știi, dar în schimb, dacă iese așa, mai bine luați din timp. Să nu luați de pe Olex niciodată pentru că românii sunt bulangi. Românii ne-am prost în continuare, să nu vă puneți cu el, cred că o să mi se mai închidă dat aparatul. Asta a fost povestea, să mă arăt ce-am pe casa mea, dacă e, pe asta e. Mai bag banielă, repar o viață, avem ce morți ei, ai o proastă în cap, aia e, ce să-i fac. Doar dacă te-a dat Dumnezeu, ce să facă, mă rog, e bine care ce mânca și e bine care și bani. Acum pasă și altul nou. Da, bă, șacalor, v-am lăsat, mersi mult pentru atenție, o să încerc să mai fac videoclipuri, dar nu chiar așa de profesionale, pentru că am un laptop foarte prost pe care editez și... Mă rog, am și aparatul ăsta slab. În orice caz, văd eu cum fac. Să aveți o zi faină, nu uitați de un follow pe Instagram și toate cele idei la video, să-mi dați mesaje de reacție, că îmi dați mereu, dar reacționez când ajung în țară. Eu v-am pupat. Pa, bă!